în numele legii hotărăște. Validează alegerea candidatului Pavel Vasile din partea Uniunii Social-Liberale în funcția de primar al municipiului Vaslui, județul Vaslui. Hotărârea este definitivă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vaslui. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ca urmare a rezultatelor alegerilor locale, structura Consiliului Local a suferit unele modificări. Din cei 21 de noi consilieri, 19 sunt reprezentanți ai USL, 3 ai PDL, în timp ce 2 consilieri reprezintă PPDD. După depunerea jurământului, consilierii au ales cei 2 viceprimari ai primăriei municipiului Vaslui. Daniel Neacșu continuă un nou mandat în calitate de viceprimar alături de noul său coleg Sorin Cătălin Radu. Se alege ca viceprimar al primăriei municipiului Vaslui, domnul Neacșu Daniel, al cărui mandat este pe întreg mandatul Consiliului Local, dacă legea nu prevede altă. Se alege ca viceprimar al primăriei municipiului Vaslui, domnul Radu Sorin Cătălin, al cărui mandat este pe întreg mandatul Consiliului Local, dacă legea nu prevede astfel. Noua conducere a primăriei a precizat care sunt principalele directive pe care se va baza. Voi fi înainte de toate un om, un primar al tuturor vasluienilor. Sper ca și în acest mandat toate proiectele pe care mi le-am propus împreună cu primarul municipiului să le ducem la capăt, să le terminăm, astfel încât să tot ce am spus și tot ce ne propunem să devină realitate. Sper ca încrederea pe care mi-am acordat-o să-mi dea puterea de a face ceva bun pentru vasluieni, pentru toți locuitorii orașului nostru. Atât conducerea primăriei, cât și cei 21 de consilieri au promis că în următorii 4 ani vor duce la bun sfârșit proiectele de modernizare a municipiului și suburbiilor.